Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici la Alba Carolina TV. De data aceasta ne vom întoarce pe meleagurile Sebeșului, pe meleagurile Sebeșului meu drag, și vom povesti despre fanfara din Petrești. Un veritabil brand al județului Alba în general și al Sebeșului în mod special. Alături de mine vor fi pe parcursul discuției distinși domni Ioan Jurju, președintele Asociației Fanfara Petrești, și domnul Voicu Cioara, vicepreședintele Asociației Fanfara Petrești. Stimați domn, bine ați venit alături de noi în platourile Alba Carolina TV. Bine v-am găsit. Vom încerca pe parcursul discuției noastre să descoperim în primul rând istoricul acestui brand, care datează, iată, de aproape 142 de ani. Și încet, încet vom încerca să ajungem și la activitatea pe care fanfara o desfășoară în zilele noastre. Pentru început, aș vrea să-l întreb pe domnul Voicu Cioara, cum s-a născut fanfara din Petrești? Cine au fost inițiatorii acestui proiect? Când s-a născut fanfara din Petrești? Fanfara s-a înființat ca o formație bisericească pe lângă Biserica Evanghelică din Petrești, inițiator fiind Michael Tut. Acesta era epitropul bisericii, rector, zicea pe vremea, al Bisericii Evanghelice. El era și învățător pentru comunitatea de copii din comunitatea săsească, pentru sa și comunității săsești din Petrești. Începutul a fost dificil, ca orice început. Au reușit să cumpere 8 instrumente de suflat. Deci nu au avut toate instrumentele care le are fanfara acum, cu percuție. 8 instrumente au fost suficiente pentru a răspunde obiectivului care îl aveau ei pentru această fanfară de început, să cânte, să susțină slujbele bisericești. În Biserica Evanghelică așa se procedează. Poate cânta și fanfara, cântă și orga, aproape în fiecare biserică evanghelică este orgă, cântă corul, cântă toți enoria și cunosc imnurile bisericești care se cântă acolo. Apoi, în timp, a evoluat. Au avut bună priză la populație, pentru că, închipuiți-vă cum se făceau petrecerile pe vremea aia, fără amplificare. Nu se auzea muzica. Dacă era o petrecere în aer liber de vreo 200 de persoane sau nu știu eu câți, Petreștiul avea cam în jur de 1500 de persoane. Erau de locuitori. Era destul de mărișor și majoritatea erau sași. Nu se auzeau instrumentele. Ori cu instrumentele astea de suflat, cu instrumentele de fanfară, se auzeau foarte bine. A avut priză, deci, la locuitori. Și în timp, parohia evanghelică și-a completat necesarul de instrumente, cu instrumente de percuție, ajungând ca în 1904, de când avem prima fotografie cu fanfara, să aibă toată gama de instrumente. Deja era implicată puternic în activitatea comunei. Și pe vremea aia se desfășurau activități oficiale, ziua națională, ziua... Mă știu ce zile din astea care erau susținute de către primărie, și fanfara era în prim planul activităților. În 1904 a preluat-o alt dirijor, Johann Binder, care și el era învățător, deci nu orice om, era foarte greu să înveți să cânți la instrumente, dar aceștia, toți cei care au fost în fruntea fanfarei, au fost oameni de frunte, din elita satului. Și, de fapt, și fanfariști au fost un fel de elită a satului. Avem războiul, cu probleme, cu mulți au plecat pe front, mulți au murit, s-a cam redus numărul fanfariștilor, dar s-a întâmplat ceva după război. A fost o situație puțin cam ciudată pe aici, pentru că românii erau bucuroși cu Marea Unire, sași erau puțin
dezamăgiți până în ianuarie 2019, când au hotărât că acceptă unirea cu România, și de atunci încolo situația s-a îmbunătățit vizibil. Imediat după război și-au trimis aproape fiecare comună avea fanfară pe vremea aia. Își trimiteau oameni special pentru asta la regimentele de aici din Alba, la regimentul de infanterie de aici din Alba, care avea fanfară, să învețe să cânte la instrumente. Așa s-a întâmplat și cu un instrumentist, Simon Han Stockert, care a cântat în muzica regimentului și când s-a întors în Petrești a dat un nou suflu fanfarei. El a devenit în 1924 conducătorul fanfarei. În acel an s-a înființat și fanfara fabricii de hârtie, pentru că aproape toți instrumentiștii lucrau în fabrica de hârtie. Fabrica de hârtie deja avea vechime, era de 50 de ani, 60 de ani în acțiune și era în plin proces de modernizare. Ca să vedeți ce importanță se dădea pe vremea aceea muzicii, directorul adjunct al fabricii de hârtie, Friedrich Stolz, care era bunicul domnului Boyer Georg, care a ajuns după Revoluție la rândul lui directorul fabricii de hârtie, de acolo din Petrești. Și căruia îi dorim acum multă sănătate, să se însănătoșească grabnic. Deci acesta a dirijat el însuși fanfara fabricii de hârtie o perioadă, când erau activități care, unde se impunea prezența unui astfel de conducător. În 1931 parohia ortodoxă și-a înființat propria fanfară. Trebuie să spunem că a înființat-o la 20 de ani după parohia ortodoxă din Sășciori. Sășciorul e prima parohie ortodoxă de aici din zona, din jurul Sebeșului, care și-a înființat fanfară în 1911. 20 de ani după aceea a reușit un preot inimos, Ion Cărpinișan, să cumpere instrumente și să organizeze o fanfară cu sprijinul aceluiași Simon Han Stockert. Ăsta a înființat fanfara din Petrești, cum înainte înființase fanfara din Lancrăm. Deci putem spune că fanfara din Petrești, după momentul creării, după ce și-a creat o individualitate proprie în cadrul comunității, a creat oarecum o mișcare muzicală în zona Văii Sebeșului, sub înrăurirea activității acesteia, apărând și fanfarele despre care vorbeați în Petrești, cea de la fabrica de hârtie, fanfara fabricii, bisericii ortodoxe, iar ulterior cele de la Sășcior. Știu că tot sub influența, citeam în paginile monografie pe care ați publicat-o și despre care o să vorbim la un moment dat, că tot sub influența fanfarei din Petrești s-a înființat și fanfara din Lancrăm. Acest dirijor, Stockert, care a avut un rol important în activitatea culturală a Sebeșului, dar, oamenii uită de el. Da, este o personalitate puțin cunoscută. Nu numai că a fost un cel mai longeviv, cu întreruperi, că așa se întâmplă la muzicanții, sunt artiști, și se mai ceartă, se mai nu știu cum. Câte o pauză. Mă iau câte o pauză. Cel mai longeviv dirijor, dar a și înființat două fanfare distincte. Fanfara Bisericii Ortodoxe din Petrești și a Bisericii Ortodoxe mai înainte din Lancrăm. Da. În continuare, aș vrea să-l întreb pe domnul Jurju, pentru că domnia sa activează în cadrul fanfarei încă din tinerețe. Care este instrumentarul utilizat în cadrul unei fanfare? Pe fanfara se bazează, în primul rând, primașii, cum se zicea fanfara, sunt trompetiști, fligorniștii, cum ziceau sași. După care basfrigornul, clarinetul, trombonul, tuba, basul și, bineînțeles, percuțiile, care au un rol deosebit, zice că în fanfară toboșarul e al doilea dirijor. Astea sunt instrumente. Și acum mai nou... Instrumentele de bază care s-au folosit în toate timpurile. În toate timpurile. Și acum mai nou, în anii ăștia mai din urmă, se folosește la spectacole orga. Am achiziționat și noi orgă. Avem un băiat care va cânta la ea și aia se va folosi la spectacole. Deosebit că nu poți să iei orga pe stradă. Care face marșuri, face diferite activități în mișcare. Cu orga nu poți să mergi în mișcare. Corect.
Ca orice activitate, și fanfara din Petrești a avut cu siguranță momentele sale bune, momentele sale de glorie, dar și momentele sale dificile de cumpănă. Și v-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Voicu, ca cunoscător al istoricului fanfarei din Petrești, care credeți că au fost după dumneavoastră cele mai dificile momente din activitatea fanfarei și cum aceasta a reușit să le depășească și să continue povestea fanfarei din Petrești până la urmă? Păi, le-aș enumera așa în urnea războaiele. Cele două războaie. Se cerea multe vieți și din rândul instrumentiștilor. După aceea a venit o perioadă extrem de grea a instaurării comunismului. Din 45 și până în 49, majoritatea sașilor, în putere, printre care erau majoritatea instrumentiștilor, au fost deportați în URSS. Dar și acolo, petreștenii au fost într-un lagăr la Cungur, în fosta URSS. Și acolo au înființat o fanfară, au cumpărat, că primeau bani pentru munca prestată, erau la muncă obligatorie, erau condiții foarte dificile, ne povesteau cum au mâncat, ce au băut, de unde beau apă, dar n-are importanța asta. Important e că și-au cumpărat instrumente în lagăr și au înființat o fanfară a lor în lagăr acolo. Dirijor era unul, Simon Zomăr, senior, tatăl celui care mai târziu a cucerit cu fanfara locul întâi pe țară la primul festival al fanfarelor de amatori. Și în această fanfară, majoritatea dintre fanfariști în lagăr erau 10, deci, din Petrești. Și după aceea, un alt moment rău pentru fanfara a fost după 1980, când au început sașii să emigreze. Au emigrat mulți din Petrești în masă în 1990 și pericolul mare ar fi fost ca fanfara să se desființeze dacă n-ar fi fost înființată în 1949 fanfara copiilor din Petrești, de către un mare om al Sebeșului și al Petreștiului, Daniel Opincar. Acești, în acea fanfară, au învățat și domnul Jurgiuan, da, au fost pregătiți peste 600 de copii, asta era o statistică de acum vreo 30 de ani, 40 de ani. Peste 600 de copii, dar sunt 700, precis cu ce s-a întâmplat mai târziu, care au dus mai departe nu numai viața fanfarei, dar și dragostea pentru fanfară și pentru cultură, așa, în general. Închipuiți-vă într-o localitate, acum Petrești are vreo 5.000 de locuitori, nu știu câți are, să fie în jur de 700 de absolvenți sau de instrumentiști pregătiți să cânte, sunt mulți. Pentru cuvânt, da. La fiecare casă era un musical copil. Da. Era casă, să fie cineva să fie fost la fanfară. Și pe lângă asta, părinții își aveau instrumentele lor și le cumpărau și cei mai buni primeau instrumentele acasă, chiar la fanfara copiilor. Învățau și fraților, învățau și... Deci era o activitate în Petrești nemaipomenită din punctul ăsta de vedere. Rar se mai găsește sau s-ar mai găsi în România. Deci asta cred că au fost cele mai grele momente care s-au întâmplat în viața fanfarei. Și dar au fost depășite. Aminteam și de momentele de glorie. Vom vorbi la momentul oportun despre premiile câștigate la Festivalul Fanfarelor, dar înainte de acest moment, cred că un alt moment de glorie al fanfarei din Petrești a fost cel consumat în anul 1928, când fanfara din Petrești, alături de alte formații de acest gen, au participat la Sărbările Unirii, organizate la Alba Iulia, în cinstea primului deceniu scurs de la realizarea actului de la 1 decembrie 1918. Și cred că acela a fost un moment de glorie și de mândrie. Glorie. A fost pentru prima dată când a fost invitată la Alba fanfara din Petrești, la un eveniment oficial, că așa în comună, în orașul Sebeș, Petrești era comună, era distinctă de Sebeș. Era prezentă în viața comunității, dar la Alba nu fusese, dar atunci a fost invitată și avem de atunci și niște documente cu cât au fost plătiți, deci pentru ziua aia în care au participat la activități,
au primit cam aceiași bani, fiecare instrumentist, cât primea fiecare dintre cei care alegeau componența Marii Adunări Naționale sau nu știu ce birou s-a ales pe acolo, senator le zicea. Nu știu precis care este ce s-a întâmplat pe acolo. Dar delegații primeau 100 de lei paușal pentru toată perioada în care stăteau acolo la fanfariștii, fiecare a primit 100 de lei aproape pentru o zi. Plus transport dus, întors. Cred că din ceea ce ne-ați povestit, din momentele de cumpănă și din momentele de glorie, de succes ale fanfarei din Petrești, putem desprinde o concluzie, că de-a lungul timpului membrii acestei au fost oameni devotați fanfarei din Petrești. Mă gândesc că dacă ei au găsit resursele necesare ca în lagărul de deportare, în Rusia, în frig, în vreme cumplită, după programul extenuant de muncă la care erau supuși, au găsit resursele necesare, energia necesară ca să mai cânte și într-o fanfară a lagărului, eu zic că e mare lucru și o dovadă a faptului că ei erau dăruiți total acestei activități. Pe parcursul discuției ați pomenit câteva nume de dirijori, lideri ai fanfarei din Petrești. Oare ne-ați putea menționa pe toți cei care și-au legat destinul de fanfara din Petrești într-o ordine cronologică, dacă se poate? I-am notat că nu țineam minte chiar fiecare an și fiecare... Deci a fost Mihail Tu, după aceea Johann Binder din 2004, din 2024 Simon Hans Stockert, cu perioade de alternanță cu cel care era director adjunct, am vorbit Friedrich Stolz. După aceea, după al doilea război mondial, la concerea fanfarei a venit fiul lui Johann Binder, Michael Binder, care a și pregătit fanfara pentru a participa la primul festival al formațiilor de amatori în 1951. Acesta și el nu era chiar așa de stabil, ca să nu spun altfel. Ba stătea în Petrești, ba pleca pe la Petroșan, pe acolo, pe unde lucra, nu știu ce activitate desfășura el pe acolo. Că a mai venit după aceea, mai târziu, și a preluat conducerea fanfarei. Dar Stocker a fost aproape omul cel care a susținut fanfara până în 1967. După 67, tot Binder a preluat fanfara timp de un an, când s-a făcut unirea Petreștiului cu reorganizarea administrativ-teritorială în 68, atunci el și-a dat demisia și în locul lui a venit Simon Zomer, fiul celui care a înființat fanfara în lagărul de la Cungur și care pe vremea era fligornist. El, iarăși, de numele lui se leagă niște realizări nemaipomenite, printre care festivalul din 1970-72, aniversarea de 100 de ani a fanfarei din 79. După Simon Zomer, care a emigrat, a venit Hans Weber. Și ăsta, și el a dirijat mulți ani, dinainte de 90 până în 2007, la deces. A urmat apoi Achimescu Laurențiu, timp de un an și jumătate, doi, după care Mureșan Ioan din 2008 până în 2016, Marius Beteag din 2016 până în 2017 și din 2017 fanfara este fără dirijor. De fapt, într-o perioadă, nu pot să știu, că nu avem de unde datele astea, dar o bună parte din activitate a fost fără dirijor, pentru că instrumentiștii știau ce au de făcut și trebuia să fie unul care era de regulă primul trompetist, primașul, așa, care dădea semnalul de începere și semnalul de încheiere. Dirijorul are o activitate mai important decât să dea începerea și încheierea muzicii. El are multe de făcut acolo, să armonizeze, să
Se repete, dar să pe timpul interpretării, să crească tonalitatea, să ritmul sau mai știu eu ce, multe sunt de făcut pentru un dirijor. Dar din 2017 fanfara este fără dirijor. De pregătirea instrumentiștilor s-a ocupat până anul acesta la alegeri, când a devenit președintele fanfarei, s-a ocupat domnul Jurjul Ioan, care era administratorul fanfarei, el și cu Cetean. A fost după aceea domnul Vancu. Vancu lucrează acum, a fost instrumentist într-o fanfară militară, la liceu militar, și acum lucrează la Centrul Cultural Augustin Bena, da, este profesor de clarinet pe acolo. Se ocupă tot dânsul de selecția tinerelor talente. Responsabil muzical e Mihai Cetean. El este responsabil. Da. El și absolvent a facultății de muzică de la, și absolvent bine de master. Pregătit, profesor absolvent de master la Cluj, din Petrești. Nu l-am pus dirijor pentru că la noi la Petrești deocamdată nu suntem pregătiți să facem. Ați văzut ce se întâmpla cu dirijorii și înainte. Da. Ba erau, ba nu erau. Da. Mergând mai departe, aș vrea să-l întreb pe domnul Jurjul, care, așa cum am spus, este implicat de mai mult timp în activitatea fanfarei din Petrești. Care sunt piesele cuprinse în repertoriul acestei fanfare? Pe fanfara cântă, în primul rând, marșuri, valsuri, polci, specific săsești. Cântăm și program de folclor românesc și diferite. Participăm la evenimente militare, parade, la mormântări, la surprize muzicale, la nunți, la tot ce este... Da, până la urmă, fanfara este cea care participă cam la toate momentele importante. Cam la toate momentele, deci era o vorbă că fanfara participă la mormântare. Nu e adevărat. Fanfara participă la toate activitățile și în ultima perioadă, să știți că a fost la mai multe evenimente vesele decât triste. Asta e un lucru bun, îmbucurător chiar. Acum, dumneavoastră, fiind implicat direct în activitatea fanfarei și în spectacolele, în momentele pe care aceasta le susține, cred că ați avut și ocazia să sondați opinia publicului după dumneavoastră. Care credeți că sunt cele mai îndrăgite piese din repertoriul abordat de fanfară? Cele mai îndrăgite piese sunt marșuri, vals, pentru că asta e specificul nostru de ani de zile, cum a zis și șeful, de ani de zile. Fanfara asta este un specific german, adică să se am participat și sâmbătă la un festival SESA Rupea, la săptămâna Haferland. Care a fost sub patronajul președinției Rupea. A fost și doamna Carmen Ohanis pe zonă, pe acolo. Au fost foarte mulțumiți de prestația fanfarei din Petrești. A participat la acest festival un reprezentant al guvernului Germaniei, fiind prezent acolo, care eu zic că a făcut parte din fanfara liceului Bruckenthal de la Sibiu. Și când a fost pe clasa 4-a, 5-a, a fost la un eveniment la fanfara de la Petrești, Petersdorf, și eu zic că sunteți cunoscuți, pot să spun, și în Germania. Zice, pentru tradiția și pentru păstrarea tradiției săsești, și ce să o duceți cât mai departe. Că asta vă definește. Cu ocazia asta v-am și invitat aici pentru... Frumos gest din partea domnului președinte. Știu din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului că la un moment dat membrii fanfarei din Petrești și-au creat și o formație de stradă care participa la și organiza chiar propriile baluri în Petrești. Da. Oare ne puteți spune cum se desfășurau aceste baluri? Păi, balurile cum se desfășoară? Am format asociația împreună cu domnul Cioară și sub patronul... Înainte de asta, formația de stradă, cu Herbert, eu am cântat, de exemplu, eu sunt oboșar, eu am fost înainte de 89, cu formație eram 8 persoane. Din 8, 7 erau sași și eu eram singur român. Deci cântam la cârlele jile săsești, se făceau baluri mascat ale fabricii, se făcea de 1 mai, a doua zi era tradiționalul meci de fotbal, soldații cu nesoldații, măritatele cu nemăritatele, după care se lăsa cu bal la Căminul Cultural. Deci formația de stradă distra pe toată lumea. Deci
orice eveniment în Petrești era sub egida fanfară, era formația de extradă. Și acolo noi participam la toate evenimentele astea. Bun, și haideți să povestim și de balurile din zilele noastre, dacă tot ați amintit acest balurile din zilele noastre, făcând excepție de ultimii 2 ani, când știm că pandemia ne-a împiedicat să facem activități de genul. Balurile astea, ce să zic, le-am început când am format cu domnul Cioară asociația, a venit cu propunerea la mine, era dânsul aproape de pensie, zicea să facem asociația de afară, și după ce am făcut asociația, am organizat primul bal la Căminul Cultural, implicarea maximă a tuturor membrilor fanfare. Domnul Cioară ne arăta atunci când să facem un bufet suedez, dar vă dați seama, nu știam, venea cu experiență de la liceu militar, atâtea mese festive, toată conducerea statului trecut pe la dânsul. Și așa am început. Și mergeam deja toate familiile din Petrești, deci toate, nu așa, care aveau o contribuție cât de mică aparte la contribuția fanfare și invita plus oficialitățile locale, primar, viceprimar, consilierii, și se adunau acolo ca 300-400 de oameni când am început balurile. Impresionant. Și dacă îmi spuneți că... Și vreau să spun că vreo 10 ani, așa au mers an de an. Dacă îmi spuneți că toți membrii comunității contribuiau la bunul mers al organizării, înseamnă că... Nu. Balul era organizat numai de către fanfară. Ei erau toți invitați pentru că ne-au susținut toată perioada anului. Ăsta era și un moment de bilanț, pentru că eu, fiind președinte, înainte de a începe, țineam și un scurt discurs, așa, de vreo 5 minute. O dare de seamă ce a făcut fanfara în anul respectiv. Da. Și le mulțumeam sponsorilor, dar activitatea era organizată numai de fanfară, toți veneau invitați, nu contribuiau. În ultima perioadă am pus câte o urnă pe acolo, pe la intrare, dar să știți că nu prea... Simbolic. Nu prea se întâmplă mare lucru. De fapt, am văzut și prin Austria, am văzut într-o delegație a primăriei pe acolo, nici acolo nu se strâng cine știe ce bani în urnele astea. Am pus și noi așa aiurea. Ne-ați spus că înainte de 1989 ați fost singurul român membru în fanfară. Care era atmosfera din epoca respectivă? Existau momente tensionate între români deci balurile erau comune, pot să spun, și români și sași, dar cu păstrarea, cum să spun, a distanței. Nu putea să vină la bal oricine pe stradă. Trebuia să fie dintr-o clasă socială ca să intre la balul. Erau selectați la ușe. Dar nu se făceau diferențe. Se și plătea intrare. Și dacă se plătește intrare, să știți că se mai selectează. Era adevărat. Se plătea intrarea și se selectau oamenii. Așa cum am spus, fanfara din Petrești participă la toate evenimentele importante din viața comunității. Sunt o activitate importantă. O organizați în fiecare an la data de 1 mai. Este un moment special pentru întreaga comunitate a Petreștiului. V-aș ruga să ne vorbiți puțin despre această sărbătoare, ce simbolizează ea și cum se desfășoară an de an. Deci, sărbătoarea de 1 mai înseamnă vestirea primeverii. Pe vremuri, când erau sași, să vorbim, plecam la 5:30 dimineața, se mergea la pădure să lua flori de, sau frunză de stejar, să împodobea tobele și ce se putea la instrument. Și la 6 dimineața, dar fix la 6 de ani de zile, în fața Căminului Cultural Petrești, se aduna fanfara, se puneau toți într-un cerc și se cânta cântarea tradițională, Dermaie Ziecumă. Asta e o cântare care de 140 de ani, asta e melodia tradițională, specifică activității. Și după care plecam pe fiecare stradă și opream în fața fiecărui. Deci la fiecare muzicant care făcea parte din fanfară, la directorul școlii, la fiecare om important care avea o contribuție, cum a spus și șeful, la activitatea fanfare, și intonam Dermaie Ziecumă și plecam mai departe. Și tradiția și în zile de astăzi, omul ne așteaptă cu un chil de țuică, aveam 2 copii care vin în spate, adună și cu aia tot anul se zice că da, acum nu mai se că s-a schimbat
copiii în fanfară sunt mai tineri, nu mai să avem țuică pentru 10 ani aici acolo, dacă... Știu din monografia pe care ați publicat-o că la un moment dat fanfară avea un pivnicer, cel care colecta aceste daruri de la și unde se păstrau. Chiar vis-a-vis de Căminul Cultural Săsesc, era casa lui Tis. Nu? Acolo se făceau și chefuri, acolo avea și pivniță, acolo se păstrau cârnații, produsele fanfare, vinul fanfare, că își cumpărau struguri, făceau vinul lor. Da, da. Țuica care se strângea la 1 mai, cum zice, nu prea ajungeau. Dacă vă uitați în pozele alea, erau toți oameni maturi și nu, ca muzicanții. Ca muzicanții, dar acum este schimbat la 180 de ani. Și asta a avut un rol important în activitatea fanfarei. Pivnicerul Simon Tiz. Vă propun să revenim în momentele care urmează asupra epocii de gloria fanfarii din Petrești. Ne spuneați că la un moment dat, la sfârșitul anilor 60, s-au organizat primele competiții, primele festivaluri ale fanfarelor în țara noastră. Ne puteți spune despre premiile cucerite, câte ceva despre premiile cucerite de fanfara din Petrești cu aceste ocazii? În primul festival la care a participat fanfara la nivel național a fost în 1951. Ăla nu a fost un festival al fanfarelor, a fost un festival al formațiilor de amatori. Și acolo a participat și fanfara noastră și a cucerit locul întâi pe țară. În 69-70, că dura 2 ani festivalul, în 69 s-a desfășurat etapa zonală de selecție în care fanfara a mers prin toate localitățile, până pe la Râșnov. Făceam parte în 69 eram în județ, prin județ și în județele învecinate, Sibiu, Brașov, Hunedoara, mergeau să își prezinte repertoriul și se vota cine este formația care se califică la faza națională. Și s-a calificat fanfara noastră la faza națională, iar în 1970 a primit premiul întâi din partea unui mare muzician al României, muzician al muzicii de fanfară, să zic așa. În rest, nu știu dacă este chiar așa de cunoscut, generalul Eremia, care și are rădăcinile de pe aici, de pe undeva, de pe lângă Teiuș. Și datorită acestui rezultat, peste 2 ani, când s-a desfășurat următoarea ediție a doua a festivalurilor, fanfara noastră a deschis parada fanfarelor prin București. Și povesteau, este și într-o monografie săsească, că de acolo am cu greu am obținut porțiunea aceasta destinată fanfarei și de acolo am și citat foarte mult. Matias și Brigitte Daniel au scris monografia asta, au decedat. Nu știu precis dacă au decedat. Brigitte Daniel, nu ne-am întâlnit cu ea la Haideha. L-ați întâlnit cu ea? Da. În orice caz, sunt oameni în vârstă. Peste 80 de ani, da. Băiatul Brigitte Daniel e Peter Daniel, care e din jur la Haideha, la fanfară. Da, ăla e băiatul. Dar, domne, nu avem noi o monografie din asta, nu avem, nu știu ce s-o fi întâmplat cu ele, probabil că nici monografia ale fanfare din Petrești, poate peste vreo 10 ani nu mai găsești niciuna, nu știu asta, ce asta se... spuneam că monografia Petreștiului făcută de soții Denghel este o carte foarte rară, după știința mea, România nu se găsește nici măcar un... Da, n-a fost publicată în România, a fost publicată în Germania. Da, doar în Germania se găsesc exemplare, iar noi avem o monografie de data mai recentă, ce-i drept, cred că prin anul 2000 a fost publicată de domnul profesor Ioan Bâscă. Da, a Petreștiului. Și acolo sunt atinse câteva aspecte privind activitatea fanfare din Petrești și nu numai, și destinul comunității săsești a Petreștiului. Știu că în urma acestor concursuri și festivaluri, fanfara din Petrești a căpătat un prestigiu extraordinar, prestigiu care a făcut ca fanfara să fie solicitată să participe la, cred că era un festival, nu? Festivalul Cântarea României. Da. Tot în perioada regimului comunist, a
fost o participare de durată sau a participat o singură dată la acest festival? De participat a participat, dar instrumentul, interesul instrumentiștilor nu mai era același cum a fost la primul festival, la al doilea a luat fanfara noastră, a luat locul 2, după care era prea epuizant să te duci în fiecare duminică, probabil că în localitățile mai îndepărtate plecau și sâmbătă, să pleci de lângă familie chiar în fiecare duminică, aproape un an întreg să cânți în toată zona, nu era prea plăcut și atunci n-a mai fost chiar așa de mare interes pentru participare. În schimb a participat fanfara copiilor din Petrești. A participat la un festival fanfara Trompeta de aur de la Constanța în 75, unde era singura formație comunală, de comună, care a participat acolo. În rest erau orașe mari. Iași, Constanța. Iași a luat locul întâi. Galațiu. Ce să mai discutăm? Și firme importante pe vremea aia care își puteau permite să țină formații din astea, că e greu să ții o formație de, să o ții în priză tot timpul. Erau un fel de semiprofesioniști ai noștri, erau tot amatori. Și fanfara copilor a luat trompeta de argint și a fost o mare realizare pentru Danilo Pincar, cel care a fost dirijorul ei. A înființat-o, a fost dirijorul ei și când a încetat el activitatea de dirijorat al fanfarei, s-a și destrămat fanfara copiilor. Deci a dispărut. A dispărut direct. Da. Din ceea ce ne-ați spus, Adineauri, după momentul 1989, fanfara din Petrești a trecut printr-o perioadă de declin, să-i spunem. Asta și datorită faptului că foarte mulți etnici germani încă dinainte de 89 au început să părăsească România. Însă, din aproape în aproape, s-au găsit oameni inimoși ca dumneavoastră, ca domnul Jurju, care au început să revitalizeze activitatea fanfarei din Petrești. Aș vrea să vă întreb care au fost etapele pe care le-ați parcurs în ceea ce a însemnat revitalizarea activității fanfarei. Dom'le, să știți că sașii au emigrat în masă și acum știu dacă mai sunt 150-200 de sași în Petrești. Majoritatea în vârstă. Dar au plecat și români. Au plecat și români la muncă prin 90 și ceva, 2000, au plecat și români foarte mulți, pentru că se trăia destul de greu. Acum nu mai prea pleacă chiar așa, dar și plecau oameni tineri, oameni ca dânsul, oameni pe care te puteai baza. Noi când am înființat asociația asta noastră, Asociația Fanfara Petrești, în 2009, în lista fondatorilor, din lista fondatorilor, jumătate nu mai sunt în țară, sunt plecați. Sunt plecați. Deci, etapele. Prima etapă a fost aceasta. În primul rând, de a-i convinge pe instrumentiști că asta este esențială. Înființarea asociației. Și viitorul fanfarei. Fiind singura modalitate prin care poți să ai acces la resurse, care sunt totuși, sunt resurse și la primării și la consilii și la sponsori, dar nu-ți vin decât dacă ai documente oficiale și trebuie să fii o persoană juridică, altfel nu poți să. Am înființat asociația asta în 2009. Dacă nu era dânsul, eu nu știu să cânt, eu n-am, cunoșteam pe mulți dintre ei, dintre cei care au fost copiii celor care erau de o vârstă cu mine când am făcut eu școala, când, de multă vreme. Pe ei mai cunoșteam, dar pe ceilalți eu nu-i cunoșteam. Nu știam să când aveam nicio tangență cu fanfara. Așa am avut noroc cu dânsul, că este și vecin cu mine și îl și cunosc de când era copil. Că a înțeles despre ce este vorba. Mulți au fost reticenți. Mulți. Care s-au retras la momentul înființării asociației. Mulți au fost reticenți, dar și am avut și sprijinul primăriei. Trebuie să spun că am avut o ședință, a organizat primarul de atunci, domnul Mugurel Sârbu, a organizat o ședință cu fanfara, cred că am participat vreo
14-15 inși, împreună cu mine și cu domnul Boier, care era epitropul Bisericii Evanghelice, să discutăm despre viitorul fanfarei și și dânsul a fost de părere că asta era singura modalitate de a asigura resurse de finanțare, înființarea asociației. Și am înființat-o. În 2009 era înființată. Și în 2009, uite, astăzi se împlinesc 22 de ani. În 6 august 2009, fanfara s-a prezentat echipată în noile uniforme. Uniforme cumpărate în anul 2009, foarte bune. Și acum n-am prea simbat designul uniformei pentru că e riscant, că nu se consumă prea multe resurse și n-ai de unde. Reactivarea fanfarei din Petre, revitalizarea fanfarei din Petre s-a făcut sau auspicii bune, fiind în 6 august, fiind sărbătoarea schimbării la față, fanfara s-a renumit, s-a schimbat la față și s-a prezentat din nou în fața publicului. După ce am cumpărat toate instrumentele, avem absolut toate instrumentele fanfarei, am plecat cu un plan, am făcut un plan, așa se procedează. Ce să facem, care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgem și de la instrumente, de la uniforme, instrumente, după aceea sediu, să o facem vizibilă, să o cunoască lumea, să ne-am realizat cam absolut muzeu, am realizat steagul fanfarei, două CD-uri înregistrate, două DVD-uri înregistrate, trei cu unul care este istoricul, în care este istoricul fanfarei, prezentat pe scurt, două monografii, adică o contribuție la monografia fanfarei, dar în două ediții. Nu, cred că nu există fanfară în țara asta care să aibă tot ce avem noi, stație de amplificare, stație din asta mică, microfoane, deci avem absolut tot ce ne trebuie pentru a ne desfășura activitatea în bune condiții. Mai puțin faptul că nu suntem, avem o poziție așa, nu știu cum, acolo la sediu, nu se știe încă cine este administrator, dacă este școala sau dacă este, dacă o să o predea. Nu știu care. Proprietarul știm. Dar chestiunea asta proprietarul știm că este incertă, însă locația primăria, da. Primăria este o locație ideală, fiind chiar la șoseaua principală, și muzeu, șoseaua care face legătura cu Transalpina. Deci este o zonă foarte, foarte tranzitată zilnic și ar fi un obiectiv de referință pentru această zonă, muzeul fanfare, despre care chiar v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte. Ce se găsește în acest muzeu și cum poate fi el vizitat? Că bănuiesc că nu are un program. Nu are un program. Nu are un program pentru că nu avem pe nimeni angajat acolo și care să stea cineva permanent să prezinte și probabil că nici n-ar fi chiar așa de mulți vizitatori. Cei mai mulți solicitanți sunt în perioada concediilor. Vin sași, vin români din străinătate și luna mai trec asta, pe acolo. Mai... Da, da. Muzeul am făcut apel la toată comunitatea din Petre și la toți de peste hotare să ne trimită tot ce au ei despre fanfară și din pozele care le-am strâns, din materialele care le-am strâns, din citatele care le-am strâns, din diplomele care le-am strâns. Am înșiepat acest muzeu. Este frumos. În anul 2019 domnul Totoianu, directorul muzeului, s-a implicat cu oamenii dânsului și cu noi l-am făcut ca niște amatori în 2014. Eu am dirijat activitatea, dar am făcut-o cu dânsii, cu copiii de acolo. Ei lipeau, ei... După concepția mea, concepția a rămas aceeași. Însă acum este o altă prezentare, este o prezentare de specialiști, de oamenii ai muzeului din Sebeș. Și avem acolo, cea mai mare parte a muzeului este destinată activității fanfare, dar avem și un mic colțișor pentru destinat fanfarei copiilor. Fanfara copiilor ar avea un rol, a avut un rol și ar avea dacă ar revigora, ar avea un rol important în dezvoltarea activităților culturale în Petrești. Avem uniforme puse pe manechine,
Acum, nici uniforme nu avem din toate timpurile, că uniforma care apare în fotografia din 904, de, nu mai avem niciun fel de uniformă de aia, sau de prin 920-930 nu mai avem uniforme de alea, dar avem ultimele uniforme, sunt sau cele mai vechi uniforme sunt de la fanfara care a câștigat premiul întâi în 1970. Avem și o uniformă, că fanfara Bisericii Ortodoxe era îmbrăcată în haine românești. În portul tradițional. În portul tradițional. Și pe lângă toate acestea, trebuie să le mai spunem telespectatorilor noștri că fanfara din Petrești este prezentă mai nou în ultimii ani și în mediul online. Fanfara din Petrești are o pagină de Facebook care poate fi accesată de oricine și pe care poate fi urmărită activitatea acesteia. Are un canal de YouTube unde sunt postate câteva materiale video și are un site propriu unde poate fi urmărit istoricul fanfarei și programul de activități al acesteia. Și periodic, la Petrești și la Sebe, se organizează aniversările fanfarei, sărbătorile fanfarei. În 2019 am sărbătorit 140 de ani de existență ai fanfarei din Petrești. V-aș ruga pe dumneavoastră, domnule Jurju, să repovestiți puțin despre aceste sărbători ale fanfarei. Cum se desfășoară acestea, cum sunt organizate, cine sunt participanții? Păi, sărbătorile fanfare cum să fie organizate? Știu că sunt mai multe momente, ne-ați vorbit un pic despre acele meciuri de fotbal tradiționale dintre cei căsătoriți, cei necăsătoriți, căsătorite, necăsătorite, tineri, vârstnici. Un concert de fanfară în fața Căminului Cultural, cu participarea la acest meci de fotbal cu căsătoriți și căsătoriți, urmat de balul fanfare care iară a participat toată comunitatea din Petrești care au avut agență cu fanfara și care au fost pe lângă fanfară, cu participarea unor fanfare, inclusiv cea din Alba Iulia, din Bistrița, din mai multe localități, de la Ozun, care primăria Sebeș are o legătură cu primăria Ozun și a fost și noi la dânsi și au fost și ei aici la noi. Deci un moment în care, ce să zic, ne adunăm toți muzicanții cunoscuți și apropiați din zonă și sărbătorim cam trei zile să sărbătorește această manifestare. Trei zile și trei nopți cam povești. Anul trecut, acum 2 ani, 140 de ani, s-a organizat, de fapt știți foarte bine, s-a organizat aniversarea fanfarei în cadrul zilelor Sebeșului. Dar în urmă cu 7 ani, deci în 2014, am organizat numai noi activitatea. Și toate activitățile s-au desfășurat în Petrești. Și cum zice dânsul, după ce în prima seară am organizat acolo o conferință cu participarea oficialităților și în jur de 300 de persoane că ți-au avut loc pe scaune. Scaunele le-am adus de la Liceul Militar în Căminul Cultural Săsesc, care a fost și renovat cu ocazia asta cu contribuția decisivă a fanfarei. Deci vreau să spun că la toate activitățile astea, pe această care să aduc mulțumiri la toți membrii fanfarei. Deci numai cu membrii fanfarei ne-am descurcat și am organizat toate activitățile astea. Deci de la mine începând, deci de la domnul Cioară până la cel mai mic din fanfară, s-au organizat toate manifestările astea. Toți membrii au contribuit la bună desfășurare a activităților. O dovadă în plus a faptului că și în prezent membrii fanfare sunt oameni serioși, oameni dedicați activității și devotați, toți la rând. Înainte ne-ați spus că fanfara participă și la manifestări din afara granițelor țării. Ne-ați putea spune pe unde ați fost cu membrii fanfarei? Da, am fost la Heidenheim în Germania, legătura cu familia Dengel, că acolo ne-am întâlnit și cu Brigitte Dengel, care a scris monografia fanfarei. Mi-a fost educatoare mie în școală, au emigrat. Am fost la Augsburg, la Irimosu Mișu, cu mulți tatăl Luci. Ultima dată am fost la Regensburg. M-am povestit mai înainte că eu am participat într-o formație în care erau 7 sași și un român. Eu am mai văzut pe oamenii ăștia 25 de ani. Eu aveam acolo la Regensburg legătura cu ei mai rar, așa telefonic,
Și nu vin să creadă. Eu azi vezi că vin la voi. Când ne-am dus acolo, domnule, ce să vă povestesc? Ne-am dus cu steagul, cu fanfarei, cu sprijinul primăriei, cu cine ne-a ajutat să ajungem acolo. Când am dat acolo jos, erau din comunitate, numai din Petrești, erau 50-60 de persoane mai la vârstă și plus tineretul, membrii care au cântat în fanfară. Herbert Kerlinger, care era un membru marcant, era șeful de formație când cântam eu cu ei, cu Sașa Cârnele și la astea. Domnule, vreau să vă spun că n-au rezistat momentului și după 5 minute au început să plângă și nu le-au vizit să creadă că au zis că să vine fanfara de la Petrești la ei în Germania, că erau obișnuiți să vie ei din Germania când și când la Petrești. Și ne-au primit și ne-au cu o căldură deosebită. Vreau să menționez aici pe Karin Friun, care este șefa sașilor din Petrești din Germania, ne-au invitat la o excursie pe Dună, le-au dus cu vaporul, ne-au dus la un castel, nu mai știu cum, pe acolo împreună cu aceia. Dar a fost un moment de cumpă care toată viața nu poți să-l uit, că nu le venea să creadă ochilor că văd băieții ăștia tine din fanfară, îmbrăcați în ținuta asta, că am ajuns la ei în Germania. Deci să înțeleg că evenimentele la care ați participat au fost organizate pentru comunitatea germană plecată din Transilvania. Exact, pentru comunitatea din Transilvania. Știu că e periodic, organizează Acolo, de exemplu, la Heidenheim, acolo mergeam, acolo anual ei fac un festival a fanfară și noi, e fost odată la noi, la Petrești, da. Și după ce am invitat pe noi lei și în drumul ăsta către Heidenheim, deci cu sprijinul primăria, consiliul local, tot ei ne-au sprijinit, ne-am dus la Heidenheim și drum ne-am abătut să-i vedem și pe ai noștri cum vine, dar noi ne-am dus cu pentru festival, deci am participat la festivalul acolo, la aniversarea fanfarei din Heidenheim. Bineînțeles, e mari, e o fanfară numeroasă față de fanfara de la Petrești, e specificul german acolo, dar oricum am fost primit cu căldură și ne-am întâlnit acolo cu fel și fel de membri și mai tineri și mai bătrâni din fanfară, mulți dintre copiii ăștia nimeni nu îi cunoșteau, dar cel mai inimos a fost o familia Dengar, care ne-a primit și ne-a... La haide, vorbim. Da. Și revenind pe meleagurile noastre, există o colaborare între fanfara din Petrești și celelalte fanfare din țară? Da, avem o colaborare mai strânsă cu fanfara de la Bistrița. E o fanfară tot așa cu componență mixtă sau o fanfară românească? Tot mixtă. E susținută de Forumul Democrat al germanilor din Bistrița. Am înțeles. Avem o legătură cu fanfara de la Ozun, din Arghita. Avem și cu fanfara de la Alba, avem colaborări. Deci avem 3-4 fanfare cu care putem să zicem că avem legături. Permanente legături, așa, legături stabile. Da, așa am primit multe solicitări și n-am reușit să răspundem, să mergem la Galați, să mergem la Piatra Neamț, să mergem Vaslui, la Vaslui. Da. Nu putem, e prea departe să pierzi atâta vreme ca să participi la un festival, e extenuant. Plus costă. Plus costisitor. Da, da. Am participat, epoizant. De exemplu, am participat la întâlnirea sașilor de acum 4 ani, când s-a organizat la Sibiu din întâlnirea internațională a sașilor fără Sibiu. Am defilat cu mai multe fanfare pe acolo. Au fost vreo 20 de fanfare. Nu. Din Forumul German, dar mai ales prin implicarea lui domnul Luci, el ne-a susținut și ne-a dus să participăm neapărat. Că în prima dată ne-a speriat. Domnul Luci, la un moment dat, a și făcut parte din fanfară. Și acum face parte. Și acum este. Da. Am înțeles. Domnul Luci a fost, de fapt, cel care în perioada de restriște a fost cel mai aproape de fanfară și a susținut. Apoi, sponsorul principal este domnul Goța Elisiu, patronul firmei Elis Pavaje. Domnule, ne-a susținut dânsul, dacă este lângă noi, știm precis că avem spatele asigurat. Lângă el vin și alții care să ne asigure. Ca să nu mai vorbim de primărie, de consiliu, de centru, de cultură. Acum putem să zicem că am ajuns de la primărie, consiliu local, centru cultural... Ne sprijină cam toți. Da. Toți factorii economici din Sebeș. Dar bineînțeles, în jurul domnului Cuța. Am înțeles.
Din păcate, timpul alocat discuției noastre s-a epuizat. Cu părere de rău, va trebui să vă adresez ultima întrebare și aceasta este îndreptată spre noul președinte al Asociației Fanfara din Petrești. Mi-ați spus că de curând au avut loc alegeri și dumneavoastră, domnule Jurjo, ați devenit noul președinte al acestei asociații. Prin urmare, vă întreb direct, care sunt planurile de viitor pentru Fanfara din Petrești ale noului președinte? Pe prima dată vreau să am sprijinul lui domnul Cioară, care oricum va fi și a fost și va fi, eu îl consider tot șeful meu, șeful și spun ce acum, din anumite motive subiective sau are probleme, se mai deplasează la Cluj, la Poca, se, așa, dar vreau să spun că îl considerăm tot în fruntea noastră și orice problemă îi adresăm întrebări, îl consultăm. Obiectivele, ce să zic, obiectivele să înființăm o clasă de învățare de copii. Asta e primul obiectiv care vrem să-l facem. Și al doilea obiectiv, să o ținem unită și să putem păstra, să ducem tradiția mai departe. Că să știți că nu e simplu să păstrezi o fanfară. Multă lumea zice că mie mi se spune Chirul, lasă-l pe Chirul în pași. Dar nu e simplu. Domnul Cioară știe și mi-a explicat de la început că nu e un lucru ușor, e bătaie de cap multă, e multă, așa, dar să sperăm că, cum am dus-o până acum, să ducem și mai departe și să participăm la cât mai mult, la cât mai multe evenimente și copiii să fie devotați și să fie tot așa de apropiați, Doamne, cum ar fost. Doamne ajută așa să fie și să dea Dumnezeu să ne întâlnim și la sărbătoarea de 200 de ani. Să dea Dumnezeu și să fii și doar invitat. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că ați fost alături de noi și de telespectatorii Alba Carolina la această emisiune specială dedicată fanfarei din Petrești. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că au fost alături de noi. Și invit ca până data viitoare să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune! Mulțumesc.